Suntem pe data de 22 mai și să vă arăt ceva frumos la un nucleu. Mă pun aici într-o parte. Scopul e altul, dar vreau să vă arăt. Să mă pun eu așa, să vină albinuțele. Așa. Vin cele cu polen, este foarte important. Și aduce albina polen. Astăzi, de fapt, am venit să verific aceste cuiburi de colonii puse în sistem antiroire, să le zic așa, să nu roiască. Am mutat puietul sus, am distrus toate boci, limatca este izolată jos. Acum, la câteva zile, aproximativ la o săptămână, trebuie reorganizat tot cuibul, fiindcă jos matca nu știu unde s-a pus. Și trebuie verificat acest aspect ca să fie totul în regulă. Am adus niște caturi din astea ca să pun ramele în timp ce le verific. Așa. Și în același timp să continui și tratamentul cu formic. Trebuie distruse eventualele boci. Trebuie distruse eventualele boci apărute. Fiindcă la această metodă există acest risc, ca în cat aici sus, în cat s-ar putea să găsim boci. Așa, arată bine, adică albina a venit sus la puiet, este normal. Acidul formic se evaporă în 2-3 zile după ce îl pun. E o zi plăcută, e cald și înnorat. Voi continua cu formic în continuare. Temperaturile sunt chiar bune pentru acest tratament. Și să reorganizăm acest stup. Am câteva colonii astfel făcute. Nu mi-am făcut fum, dar sper să n-am nevoie. Dacă am nevoie, fac și fum. Rama cu miere. Matca nu trebuie să fie sus în niciun caz. Tot ce verific este prezența bocilor în partea superioară. Dacă n-au apărut, e foarte bine. Foarte bine, ramele de sus vor fi teoretic, în caz că e cules, vor fi umplute cu miere, iar în partea de jos cuibul se va reface.
Este o metodă foarte bună de a scoate o colonie din frigurile roitului. Este esențial să vedem și rezultatul. Nu mă așteptam să nu fie chiar nici o botcă. Credeam că o să fie boci aici în partea de sus a ramelor. Și mai interesant este ce găsesc jos, adică dacă matca a intrat în activitate după intrarea în frigurile roitului, în lipsa bocilor, avem miere, e foarte bine. E mai bine această metodă, fiindcă îți păstrezi colonia puternică. O scoci din friguri. Dacă ai rame negre, poți să le înlocuiești. Este puietul căpăcit. Mai are și larvar. Am terminat cu formarea nucleelor de împerechere și acum doar verific aceste colonii pentru a le reorganiza. De fapt, este rezultatul acelei metode, care că se numește metoda de mare. Eu am văzut-o prima dată la englez, o colonie care intra în frigurile roitului, se izola matca într-o cușcă de transport, după care se adăuga un cat deasupra golgolului. Dar am observat eu în anii trecuți, am mai făcut acest lucru și n-a prea funcționat. Dar ce am mai făcut eu este că acum, când mut sus, distrug și toți strântorii. În anii precedenți mutam doar sus puietul, nu distrugeam nimic. Lăsam trântorii și nu prea dădea rezultate spaterea din friguri acelei colonii. Și acum mai e câte unul care face boci în partea superioară, dacă are din ce. Dacă are din ce, o să-și facă boci. Așa. În partea de jos am dat rame goale. O să opresc folia, fiindcă n-am avut Hahnemann. Am avut Hahnemann care să acopere toată suprafața lăzii și am pus o folie în zona în care nu este
În zona în care nu este acoperit. Bun, deci în partea superioară nu are acces nici strântorii. Și să văd unde și-a făcut matca cuibul. La cum văd eu aici, s-ar putea să fie pe mijloc. Ia să vedem de fapt unde s-a stabilizat matca. După ce s-a stabilizat matca într-o zonă, acum mai reorganizez cuibul. Da, verific fiecare ramă. I-am lăsat ramă cu mâncarea. Foița a fost un pic pornită. Nu le va construi pe toate probabil, dar o să le aibă la îndemână. Și aici a pornit, foarte frumos le-a pornit. Era un pic teamă că o să facă de trântori. Și să văd unde are cuibul acum matca după ce s-a trezit fără puiet, ar trebui să fie scoasă din friguri. Această foaie a ouat, ceea ce înainte evita această matcă să depună ouă. Și matca este aici. Ea acum a repornit. Se vede aici pe lângă ramă. Rama este ouată plin, deci a ieșit din friguri. Bun. Acum cum voi proceda dacă ea a ieșit din friguri? Ea s-a stabilizat pe mijloc și eu nu vreau să rămână pe mijloc. Ce fac acum? Aceste rame sunt un surplus de rame. Zicem, multe foi date. Așa e... Așa e sistemul creat pentru a o scoate pe matcă din frigurile roitului. Bun. Cum îi voi reorganiza eu cuibul? Încet, încet cu eclozarea albinei din cat, ea va coborî și va ocupa aceste rame, să-i zic așa. Îi las foaia, foile pornite, așa, astea sunt foile pornite. Albina s-a organizat ca un roi, îi dau și această foaie construită. Așa, o organizez în partea dreaptă. Vin cu rama cu mâncare lângă el. Sunt colonii și mai mari. Asta a fost, este o matcă care a intrat cu albină puțină în frigurile roitului. Bun. Și aici completez mai departe cu ramele care le ia. N-a ieșit de mult din friguri, de vreo 3-4 zile.
El se comportă ca un roi natural. Cum am, partea de jos, nu ține cont prea tare de ce are în cat. Deci foarte, foarte frumos a ieșit din friguri. Dacă nu mai contează cum vin aceste rame, dacă le va construi, nu le va construi, în funcție de cum va evolua colonia, dar eu pot mai târziu, adică peste 2 săptămâni, 3, așa, după 2-3 săptămâni, voi putea să iau aceste rame și să ajut nucleii formați. Deci aceasta a fost o colonie intrată în friguri cu, nu știu, la momentul în care am descoperit că avea vreo câte rame de puietare, 7 rame cu puiet, deci a intrat foarte, foarte repede în friguri. Și acum este scoasă. Iată ce fain s-a făcut, dar trebuie verificat la o săptămână să-i reorganizezi așa cum îți place. Să ții un pic cont de unde stă regina, cuibul reginei. Bun, deci este reușit. Eu urmează să-i așez înapoi ramele frumos, să-i fac și un tratament, îi fac un tratament cu acid formic, nu-l scutesc deloc, mai ales că temperaturile îți permit. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, numai bine!